Zăpezii, trei embarcațiuni au ajuns pe fundul Dunării în Tulcea. Pare greu de crezut, dar vasele s-au scufundat sub greutatea omătului. Pompierii s-au chinuit ore bune ca să le scoată la suprafață, dar n-au reușit. De ce credeți că s-au scufundat navele? Cauza la zăpadă. De ce? A fost prea multă sau ce s-a întâmplat? A nins suficient de mult pentru a scufunda cele trei embarcațiuni. Proprietarii le-au lăsat ancorate în cheiul portului turistic Tulcea. Ieri de dimineață le-au găsit scufundate. Am făcut o greșeală, când am trebuit din stat, nu fac nimic altceva decât să o dezleg și să duc pe apă. O echipă de intervenție a Inspectoratului pentru Situații de Urgență a încercat să ridice la suprafață embarcațiunile, însă motopompele folosite de pompieri pentru a scoate apa nu au făcut față. Ce ați făcut acolo? Am astupat o gaură. Cum e apa? Foarte, foarte rece. Pentru ce gaură? De la toaletă, scurgerea de la toaletă. Da, și nu reușea să tragă pompele, că ea se umplea la loc din cauza găurii. Nu poate să facă față cele trei. Cum? Cele trei motobuni? Nu, pentru că deja a scos numai ce a fost deasupra nivelului Dunării și acum, deci în cazul ăsta nu mai merge. A fost anunțat administrația portului Dunării Maritime Tulcea și se vor lua măsuri contra poluării. Niciuna dintre navele scufundate nu era asigurată.